Oh, bă, și-am venit înapoi. Dark Souls, barbar, portocalii. De fapt, nu-i barbar, portocalii. Tot numai o bară avem. În care, în episodul trecut am făcut marea greșeală, așa că o să ne luăm noi mâini. Care am făcut Broken Sword. Am făcut marea greșeală și ne-am luat Elixir of pula mea. Ok, he's dead. Avem 7000 de soluri deja. Și nu știam de itemul ăsta de aici. Homemade bone. Asta ne duce acasă. Which is good. It's good. It's good. Ce mișu pe aici și o să fiu un câine la un moment dat că din sare mui. Totul la coi. Calmează-te, nu m-am bătut la doar două ori. Nu mă bat din voi. Uite, Fading Soul. Stați ca și ceva câini de sare. Bă, zăbală. Eu știu, am un câini, nu de tu. Nu aici, dincolo, ți-l acolo. Vedem, poate găsim ceva interesant. Din merit, să nu luăm gems pe... gems care la câinii. N-au ce am zis. V-am zis? V-am zis, eu ce Ember. Ember ăsta e foarte bun. Pentru cei care ați jucat deja și știți. Știți cât de important sunt Emberly. Mă rog, aici noi suntem în offline mode. Deci nu e cel mai interesant. Uite, aici, ăsta va fi căminul nostru de acum acolo. O să mă asigur că ăștia își repetă dialogurile. Bla bla bla, colaps, oricum, nu știu ce da. Da, ăsta s-o știu. Hai, calmează-te. Te rog eu. I am the fire keeper. Then touch the darkness with me. Bine, hai dăm level up. Și vrem. Level up la dexterity, să facem 16, că o să ciordim niște chestii. Vrem anduranță. Domnul, mai avem 95, hai să o ducem până la 100 și un pic. Bun. N-am pus pe strength. Stamina e foarte importantă pentru moment. Și... we really need it. A să vedeți de ce. HP-ul mai facem cu acele chestii. Și ați văzut că putem farma. A, aici te spunem acel bone. De ce nu pot spune acei ember the bone? Asta e săbiuța care am scos-o acela din gât. Și pe aia l-am omorât. Bonfire lit. Hai să ne șculcăm la bonfire-ul ăsta. N-avem cu mai multă endurance, dar oricum îi ceva, am putut să facem mult mai multe roluri. Trebuie să mă duc să mă uit din toate chestiile. Pentru că aici sunt niște... What? Bă, din căperea asta eu nu știam. Nu pot da un zoom in, dar tare mică mor dacă să vedem. Ok, asta nu contează. Aci moșulică asta pe asta căutam. I am Lucifer, talk. You are pula mea. Ok, leave, we don't care. Luăm damage, nu luăm damage. Merge la blacksmith. Deci asta e încăperea cu care... nu, aci merchant. Bla bla bla, talk, bla bla bla, talk. Bla bla bla. Talk, bla bla bla, nu, chiar nu. Nu mă interesează ce spune aia. Uite ce poturi interesante. Homemade bull. Înapoi, sell items. Cu ce vindem noi chestiile astea? Cu soul-uri. 800.
Obsutici. Stai că vreau neapărat. Ah, ok. Deci putem vinde chestia asta cu souluri. Să avem asta putem să o vinem. N-avem nevoie, n-o să o folosim, că mergem acum imediat. Reinforce soul transposed weapon to pulse plus 4. Voi vă dați seama, plus 3. Ok, putem să facem arma plus 4 la un moment dat și cu niște multisoluri. Ashen 1, sac mai dic. Hai să mergem la asta. Noi știm Ashen 1. Bun, aici. Bun, vrem așa, că nu folosim noi mana. Da. Da, bla bla bla. Să fim atenți. Trebuie să mergem și dormim aici. Și să avem 4 flescuri de aia. Uite, flescuri de bravo. Dacă nu mergem acolo. Hai să mergem în inventar. Discotin. Tu dai cu reject. X remove. 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 Bla bla bla. Acum am uitat să folosesc astea. Nu, astea unii. Inventory. Use. Și dă sufletii mei la top 100 de suflete. Și ăsta. Vrem și... Ok, nice. Am mai folosit. Aci, use selected 3. 1, 2, 3. De cu să mă dai cu yes. 1. Atât. Și am mai făcut atâtea suflete. Putem să... Mai dăm ceva up. By the way, nope, costă foarte mult. Din câte ați putut observa, adineauri costă din 5 mai mult chestiile alea. Ce avem aici? Homeland, Heal Aid, Restore, nu știu cum, Self Use, Leather Shield, asta nu avem nevoie nici de asta. Torch 300, Short Swords, Chimicar, pula mea, nu știu ce sunt astea. Nu ne trebuie acel Tower Key, ai bă, cât de mult costă. Fire Undari, Fire Soul Dart. Ok. Da, niște flasks, repair, powder, purple moss, camp și nu știu. Deci îi cumpărăm firebomb, nu știu dacă ați observat acolo. Firebomb-ul costă 1500 și noi îl vindem cu 10. Bun. Acum. Noi mergem să ne batem cu ceva NPC. De fapt nu e NPC, că e... Nu e NPC, ceva normal de aici. Aici cu un Ember. E curios dacă pot să vând Emberle dacă dă mulți bani. Și dacă mergem, nu găsim ceva. Găsim fix pula. Bun, și noi să ne batem cu unul care dă așa de mult damage, care e katana. Și noi vrem katana. Nu neapărat că e foarte bună, adică e foarte bună. Ce puțin o să ne ajute la una. Uite-l pe ăla. N-are armură, n-are nic, dar are o fucking katana în mână. Noi vrem katana. Vedeți? Dă damage mult. Ăla-i... Da, și-am murit deja. Oh my god, asta o să dureze mult timp. La fel ca boss-ul din data trecută. Problema mea e că eu văd că dau puțin damage. Și n-am tupeu. I don't have balls. N-am nu-s destul de tupeist. Dau mai mult din unii hit. De ce nu pot să trec? Trebuie să vorbesc cu cineva în special. Bună,
Râză-n pizdă. Și nu înțeleg de ce mi-au scăzut din viață. Nu știu de ce, dar ceva îmi spune că era mai bine. Dacă totuși... Se refacă frumos. Stai că s-o învăța să... Și eu m-am învățat să-l bat pe ăsta. Să nu facă combo, să nu facă combo. What? Bă, ați văzut cu cât HP-ul mai rămas ăla? În fine, ideea din Dragon Slayer Great Tower, vreau și unde... Le-a soasit de dragon. Ați văzut că aproape l-am bătut, da? Deci, don't... Nu-i fugit ăla de acolo. Nu-i acolo, practic, trebuie să vorbim. Dar, bă... Bă... Unde a dispărut, mă, chis de ăla? Ah, ok, deci asta a fost de ajuns. Și gândiți-vă, trebuie să repet aceleași lucruri de mii de ori. Și măcar pot să-mi iau... Ale. Opa, uite, de data asta i-au picat ceva. Yoda lui... Bun, fraieri. Bac două mâini de data asta. Nu! Refuz. Bun, i-am dat deja jumătate HP. Nu! Nu trebuie să ratez hit-ul. Uite, când el stă așa, vrea să-și dea... Asta vrea să-și dea. Bun, mai avem două flask-uri. Așa, să fac energia. Hai, energie! Hai, bă, din sfânta mea, pune, rudai. Să ratezi, fraierii. N-au ratat. Nu! Nu mor, futând, bă, deci vin și te bat. Murit, cai. Iau-tă-l-ai. A lasă biuța! În sfârșit, a lasă biuța. Doamne ferește, uite ce nu, ce... Equipament, să biuță. Hey! Ok, katana. Și am putut pune katana, uite, am mai făcut niște gestii de level. Totuși mi se pare un pic cam ciudat să poți să porți katana cât timp. Să poți porți katana cât timp ai un scut. Mi se pare foarte ciudat. Ok. Am pus pic strength să mai dăm ceva de damage. Hai să ne pozăm. Acum mergem în altă parte.